Balonul ajunge la Bălașa. Un început de meci liniștit aici la Iași, între Poli și Universitatea Craiova. Pasa lui Cicl, dău și gol! Luis Nițu! Minutul 10 al partidei. Tânărul Luis Nițu marchează pentru a doua etapă la rând. A făcut-o și la Ovidiu pe terenul Viitorului runda trecută. Marchează și acum. Toată faza Craiovei a fost una deosebit de spectaculoasă, cu acea pasă sclipitoare, luminoasă a lui Cicâldău și finalizarea de fotbalist adevărat a lui Luis Nițu, fotbalist care crește de la meci la meci. Iată aici atingerea magică a lui Cicâldău pentru Luis Nițu, preluare largă acestuia, îl fixează pe Târnovanu și scutură plasa porții ieșene. 1-0 așadar din minutul 10. Craiova conduce, Poli la Iași. Faza a plecat de la Nistor, a fost o continuare.